Șomajul în municipiul Roman și în zonă este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Am să încep cu câteva date statistice privind șomajul în zona Roman și în întregul județ. Pe baza datelor operative pe care le avem la sfârșitul lunii iulie, deci începând cu 1 august, datele pe luna august nu sunt încă total centralizate. Deci în municipiul Roman avem în evidență 497 de șomeri, din care 236 de femei. Șomeri indemnizați sunt 233, din care femei 121, iar șomeri neindemnizați avem 264 de șomeri în evidență, din care 115 femei. Ponderea șomerilor în populația stabilă 18-62 de ani este de 1,02%. Dacă în Roman procentul de șomeri este destul de mic, în localitățile zonei metropolitane șomajul face în unele localități ravagii. Pentru zona Roman, pe total zonă, sunt înregistrați 3.811 șomeri, din care 1.385 de femei. Șomeri indemnizați sunt numai 461 de șomeri, din care 210 femei. Restul de 3.350 sunt șomeri neindemnizați, provenind în majoritate din persoanele înscrise la venitul minim garantat la primării. Ca și localități, am să citesc ponderile. Șomajului la Bagna 10,16, la Bâra 9,96, Boghicea 15,99, Botești 3,96, Bozien 5,03, Cordun 1,2, Doljești 3,39, Dulcești 10,29, Făurei 6,13, Gâdinți 2,17, Horia 0,43, Icușești 2,25, Ion Creangă 6,24. Și în alte localități, șomajul fluctuează de la procente mai mici până la procente îngrijorătoare, ce ajung și până la 18% din ponderea populației active. Moldoveni 2,81, Oniceni 18,15, deci în top, Pâncești 12,54, Poenari 4,99, Români 1,43, Ruginoasa 5,51, Săboani 1,84, Sagna 1,10, Secuieni 2,66, Stănița 8,39, Tămășeni 1,4, Trifești 3,24, Valea Ursului 15,26 și Văleniu cu 20,7%. Pe total zonă, deci 3,08% este procentul, diminuat foarte mult din datorită municipiului Roman. O categorie aparte a șomerilor în această perioadă a anului o constituie absolvenții promoției 2016. Comparativ cu luna anterioară, șomajul este în scădere, deci la 36-a în municipiul Roman era 1,07 și pe total zonă aveam 3,16, deci acum avem 3,08. Ca și pondere în rândul șomerilor, fenomene mai importante s-au înregistrat pe partea de absolvenți promoția 2016. Deci în perioada 1-7, 31-8 a venit noua generație de șomeri din cei proveniți de pe băncile școlii. Au fost înregistrați 281 de persoane, din care până acum au refăcut dosarul pentru indemnizație 95 de persoane și de asemenea au fost angajați din rândul absolvenților 55 de persoane până pe la 31-8. Cauzele principale datorită cărora a scăzut șomajul sunt legate în primul rând de activitatea economică, care a dus la mai multe angajări. Necorelarea ajutorului de șomaj cu grila de salarizare din România este o altă cauză a numărului de șomeri în scădere. Salariul minim a crescut continuu, în timp ce ajutoarele de șomaj sunt legate de indicatorul social de referință, care nu s-a modificat de ani buni și a rămas tot la 500 de lei. Pentru un absolvent, indemnizația de șomaj este de doar 250 de lei pe lună. Pe de altă parte, anul acesta n-au mai fost proiecte europene care să acorde facilități angajatorilor pentru șomeri. Sumele asigurate de agenția de șomaj sunt cu totul neatractive. Mulți absolvenți nici nu se mai obosesc să treacă pe la agențiile locale de ocupare a forței de muncă din cauza acestei indemnizații derizorii, pe care o primesc doar 6 luni, considerând-o mult prea mică pentru efortul pe care trebuie să-l facă.
Un șomer este obligat lunar să treacă să-și pună viza de șomaj, apoi trebuie să se încadreze în măsurile active recomandate, să participe la practica pe care trebuie să o facă în timpul cursurilor de calificare.